Ora de Cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga. Bine vă regăsesc, dragi radioascultători! Vă invit la o nouă întâlnire imaginară cu personalități care au marcat viața culturală românească și au rămas în memoria publică drept deschizători de drumuri și creatori de valori perene care ne stau și azi la îndemână și din care ne constituim și ne reconstituim identitatea. Inițial, vă vom comunica despre o nouă expoziție online, marca Iucerie Mihai Eminescu la Chișinău, și anume România și Românii în primul război mondial, afișată deja pe site-ul icere.ro și pe pagina de Facebook a Iucerie Chișinău, și vom asculta în interpretarea corului Tronos versurile cântate ale poeziei Nu plânge, maică Românie, găsit în ranița unui ostaș mort în toamna anului 1918 pe muntele Sorica din curbura munților Carpați. Apoi vom răsfoi împreună pagini din biografia și opera poetei Gabriela Melinescu, a scriitorului și jurnalistului Ioan Slavici, a criticului, istoricului și teoreticianului literar Sorin Alexandrescu, a dramaturgului, publicistului, prozatorului, eseistului și romancierului Paul Angel, a scriitorului, prozatorului, dramaturgului și scenaristului de film academician Dumitru Radu Popescu, ale celor trei titani ai culturii române, Dimitrie Cantemir, Vasile Alexandri și Dimitrie Bolintineanu, plecați la cele veșnice în luna august, și ale celei care a fost Eleonora Ienăchescu, soprană de coloratură, violonistă și profesoară de voce, mulți ani la rând prima solistă a Operei Naționale din București, acesta fiind și un bun prilej de a asculta o arie din repertoriul celei care a fost Eleonora Ienăchescu. Astea fiind spuse, sper că v-am convins să rămâneți pe undele postului de radio Jurnal FM. Vă doresc audiție plăcută! Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Noutăți, evenimente, activități. Stimate domnule academician Valeriu Matei, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău vine către iubitorii de cultură cu nouă expoziție online și anume România și Românii în primul război mondial și v-aș ruga să ne spuneți ce cuprinde această expoziție. Sigur că este o expoziție amplă de 25 de banere format mare, 1 metru pe 2 metri, 5 centimetri. O expoziție care reflectă toate etapele de la izbucnirea primului război mondial în 1914, perioada de neutralitate a României 1914-1916, apoi evoluția evenimentelor după intrarea României în primul război mondial, trecerea munților, eliberarea Transilvaniei, contraofensiva armatelor austro-ungare și germane în zona Transilvaniei, atacul asupra României din sud de Dunăre de către armata bulgară și a turcească și părăsirea Bucureștiului, retragerea familiei regale și a guvernului la Iași și apărarea eroică de pe linia Mărești-Mărășești, pașii Uituzului, toată gama de evenimente care se produce în cea mai lungă bătălie și cea mai sângeroasă a primului război mondial și, desigur, contraofensiva, apoi bun armistițiu, contraofensiva, unirea Basarabiei cu țara în 1918, evenimentele 1978 din Basarabia, contraofensiva și trecerea din nou a munților și fericitul sfârșit al primului război mondial pentru români, realizarea idealului de unitate națională. Sunt câteva banere consacrate participării unor importanți scriitori români în primul război mondial, chiar din la primul baner de un imens citat din Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război din
Camil Petrescu și, sigur, observația la altor scriitori importanți, scriitori importanți ai literaturii române și Mihail Sadoveanu și Liviu Rebreanu, desigur și Perpesicius și Ion Buzdugan și Alexei Mateevici și așa mai departe, dar vom avea mai târziu și o expoziție specială consacrată scriitorilor și țin să menționez că avem un material de imagini, fotografii de epocă și documentar impresionant în această expoziție grație colaborării cu Arhivele Naționale, Muzeul Național de Istorie, cu Arhivele Ministerului de Externe. Sunt lucruri inedite pe care cei care vor deschide site-ul Institutului Cultural Român le vor vedea pentru prima dată și care pot fi folosite în procesul instructiv și educativ când este vorba de participarea României românilor cuprinzând și Basarabia în primul război mondial. Este o expoziție riguros documentată și am încă o dată cu referințe directe la subiect și la document și eu cred că ea va fi pe placul iubitorilor de istorie, iubitorilor de literatură, atât mai mult că acum în august marcăm data intrării României în primul război mondial, un eveniment sigur tragic ca orice război, dureros, sângeros, cu milioane de victime, cu mari pierderi de vieți omenești, dar în fine realizat pentru prima dată după anul 1600-1601 cu realizarea dezideratului de unitate românească a tuturor românilor în spațiu istoric și etnic al devenirii noastre naționale. În context, cred că ar fi foarte potrivit să ascultăm și versurile găsite în ranița unui ostaș care a murit pe câmpul de luptă în 1918, Nu plânge maică Românie, îl interpretează corul Tronos și cred că vom completa tema cu această scrisoare, această poezie foarte emoționantă și valoroasă. Dicționar cultural.
Domnule Matei, în data de 16 august anul 1942, s-a născut Gabriela Melinescu, care a trăit o bună parte din viața sa în Suedia, fiind căsătorită cu un suedez, și vreau să vă întreb, prin ce s-a remarcat poeta Gabriela Melinescu? Este un poet reprezentativ al generației, splendidei generații anilor 60 în literatura română, generația lui Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Ioan Gheorghe Cezar Ivănescu, o poetă reprezentativă care și-a publicat o operă întreagă de poet în limba română. Sigur, a publicat și cărți de proză și voi vorbi mai jos și cărți de publicistică, și a publicat și o întreagă operă de poet în limba suedeză după plecarea ei din România în 1975. Trebuie să menționez că a fost coleg la Facultatea de Filologie cu mulți dintre corifeii acestei generații, a fost redactor la mai multe reviste literare, la Luceafărul, la Femeia, și a fost soția legitimă mai multă vreme a lui Nichita Stănescu, care i-a dedicat și foarte multe poezii de dragoste. Ploua torențial și noi ne iubeam prin mansarde, în mansardă, nu departe de Biserica Catolică din București, a locuit Nichita Stănescu cu Gabriela Melinescu, vecini cu Stella și Aurel Covaci și așa mai departe, deci am putea veni cu multe detalii. Ea debutează în 1965 cu volumul de versuri Ceremonie de Iarnă, la aceeași editură pentru literatură, în colecția în care au apărut majoritatea poeților acestei generații, și urmează alte volume de poezie ale ei, Ființe Abstracte în 67, În Lăuntru Legii în 68, O Boală de Origine Divină în 1970, în 1972 cu volumul Jurăminte de Sărăcie, Castetate și Supunere, obține premiul Uniunii Scriitorilor din România, urmează în 72 volumul Murmurul Lumii și în anul plecării în Suedia, Împotriva Celui Iubit. Deci volume de poezie care îi impun ca pe un poet important al acestei generații, iar opera ei poetică este dublată de publicarea unui volum de proză în 69, Bobino Cari, de publicarea unor cărți de versuri pentru copii, Gârma cu două corebi, de publicarea unui cărți de reportaje, era și un publicist, mergea prin țară, a dialogat cu oameni de diferite meserii, Viața cere viață, apărută în anul plecării ei tot în 1975. A mai publicat după Revoluția de 1989 în România și jurnalul ei suedez, a apărut în trei volume la editura Polirom, o carte foarte importantă pentru a cunoaște spațiul cultural, spiritual și în special literar din Suedia, țara premiului Nobel. În Suedia a publicat alte 5 volume de versuri și 9 volume de proză, incluzând și o carte a sa foarte tradusă și cunoscută, Ușa interzisă. O operă importantă, ceea ce a mai făcut Gabriela Melinescu, a promovat literatura română în Suedia, l-a ajutat pe Arthur Lundqvist, marele poet suedez, să traducă din poezia lui Nichita Stănescu, când Nichita a fost propus la premiul Nobel pentru literatură, pe care îl merita pe deplin. A tradus și din alți poeți importanți din generația anilor 60 și din literatura română, a sprijinit apariția de poeme de Eminescu, de Blaga, de Marin Sorescu și alți poeți români în limba suedeză. A tradus ea însăși din poeții importanți ai Suediei în limba română, din Emanuel Swedenborg, August Strindberg, a tradus din scritori contemporani suedezi și sigur că e o poetă cu operă împlinită. Am avut-o și ne-am bucurat că am avut-o oaspete la Chișinău, am avut prilejul să purtăm discuții și dialoguri foarte importante și acum, în momentele grele pe care le traversează poeta, nu ne rămâne decât să-i urăm sănătate la mulți ani, să ne rugăm pentru sănătatea ei. Este o poetă reprezentativă pentru literatura română contemporană. Și foarte prețuită în Suedia și acolo a luat premii multe suedeze. A luat premii suedeze importante, a luat premii în România, a fost decorată, destinsă, pentru că ea a fost principalul leant între literatura, cultura română și cea suedeză de la 1975 și până astăzi. Da. Sănătate și la mulți ani! Mulți ani, dorim din toată inima! Dicționar cultural.
domnule Matei, la 17 august anul 1925 a plecat la cele veșnice Ioan Slavici, scriitor și jurnalist român. Despre el se spune că dacă Eminescu e începătorul poeziei române moderne, iar Caragiale al teatrului, Slavici este alături de Creangă cel care a pus bazele proziei noastre moderne, respectiv ale romanului. V-aș ruga să-i faceți un portret lui Ioan Slavici pentru radioascultătorii noștri. Ioan Slavici este unul din mari clasici ai literaturii române, alături de prietenii săi Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, și iată așa a făcut destinul ca să-i întâlnească pe toți aceștia încă din tinerețea lor și să se împrietenească, fiindcă aveau aceleași aspirații comune. Slavici venea din zona Transilvaniei, Caragiale din zona Țării Românești Muntenia, Eminescu și Creangă din zona Moldovei. Și iată că într-un fel simbolizează unitatea națională a tuturor pământurilor românești, acești corifei ai literaturii și culturii române. Slavici are o viață de 77 de ani, mai îndelungată decât al altor colegi ai săi, cu un destin foarte zbuciumat și cu un caracter foarte puternic. Multe nenorociri în viața lui s-au tras de la caracterul lui ferm. A făcut pușcării în Imperiul Austro-Ungar, fiindcă era naționalist român și voia ruperea, cum ziceau ei, a Transilvaniei de Imperiul Austro-Ungar. A făcut apoi pușcărie și în România, fiind suspectat că ar fi spion austro-ungar. El și-a scris și o carte ale închisorile mele, publicată în 1920, și dacă unora, într-adevăr, vorba lui Eminescu, talente avea multe caractere mai puține, Slavici era și un talent și un caracter, la fel ca și Mihai Eminescu, un caracter foarte puternic, foarte ferm. El se naște în zona Transilvaniei, într-o familie cu mulți copii, deși trei frate ei s-au murit în copilărie, el rămase numai el cu sora mai mare, dar părinții mai creșteau, șase copii orfane ai rudelor rămase și a crescut în această familie numeroasă, era un copil foarte năstrușnic, zicem noi în termenii de acum. Așa a făcut și el, ca și Ion Creangă, fel de fel de așa năzbâtii de furtă de cireșe sau de alte poame de pe la vecini, dispariții cu zilele ca și Eminescu prin codre și prin coclauri, dar era o fire curioasă, deși era firav, iar tatăl său ținea nespus de mult la el. Bunicul adoptiv al tatălui, Mihai Fercu, e cel care tata bătrână, chiar și o novelă are Slavici, care a avut un rol deosebit în devenirea sa pentru a fi scriitor, pentru că era un povestitor extraordinar, știa nenumărate povești, îl iubea pe Slavici și petrecea cu el seri și nopți lângă rug, spunându-i povești și spunându-i diferite întâmplări din istoria românilor, din Ardeal, din Imperiu, vorbindu-i despre Napoleon, că războiul contra lui Napoleon, el fusese în armata Imperiului Austro-Ungar contra lui Napoleon, deci și se trezește în Slavici curiozitatea și iubirea pentru povești, că Slavici va scrie mai multe povești, le va redacta, le va publica și în convorbiri literare mai târziu și în alte publicații și sigur că de aici pornește acest nucleu, fiindcă de altfel Slavici merge să facă facultate de drept, întâi la Budapesta, apoi se transferă la Viena, la Universitatea din Viena, unde face și serviciul militar. Acolo îl întâlnește pe Mihai Eminescu și se împrietenesc, creează împreună România Jună, societatea la care Slavici este președinte. Eminescu îl aprecia și zicea totdeauna de Slavici că are cap politic. Adică avea o gândire foarte clară, iar Mărescu zicea că este cel mai constant scriitor de la Junimea și Isimos, pentru că el era, avea o disciplină deosebită. Eminescu este cel care îndeamnă la scris, concret ce îl face să debuteze pe paginile convorbirilor literare, Eminescu prezentându-i lui Iacob Negruțe, redactorul convorbirilor literare. Are Eminescu îl ajută pentru că el știa o limbă română butucănoasă și plină de farmec de acolo, de la șirea lui din Ardeal. Eminescu îi aduce primele texte la norma literară, adică redactează, îl ajută să-și însușească temeiurile limbii române literare. Eminescu fiind un foarte fin cunoscător, cu un univers pedic dintre toți cei patru mari clasici, practic să spunem direct sau indirect ce a scris, a învățat de la Eminescu. Cum spunea și Caragiale, care făcea pe șiretul și zicea că el doar îl provocam pe Mihai și el atunci mi-a spunea toată filozofia lui Kant, toată filozofia lui Schopenhauer, toată filozofia lui Platon, chestii și nu mai trebuia să citesc eu. Eminescu îl îndeamnă pe Slavici să citească filozofie, îi spune nu pierde timpul cu Kant, cu Hegel, uite treci la Schopenhauer, treci la Antici, treci la Cutare și îi indică concret și
slavici își face aceste lecturi. Nu mai spun de Teangă, care în una din scrisori spunea: Bădie Mihai, atâtea lucruri am învățat de la tine, sunt în nopțile cu stele și cu tare și te auzeam vorbind ce spun despre atâtea lucruri din lume. Sigur că Eminescu a fost într-un fel în această echipă de patru mari clasici, a fost coloana vertebrală, haideți să spunem așa, mintea aseltună, că în mintea universul se răsfrânge, în mintea lui Eminescu se răsfrângea universul. Toți ceilalți trei sunt mari talente, au pus bazele prozei, dramaturgiei naționale, dar toți aveau același respect și aceeași dragoste față de Eminescu, chiar dacă Slavici aici mi era cu 2 ani mai în vârstă decât el, iar Creangă era cu 12 sau 13 ani mai în vârstă. Deci era respectul pentru marele talent, marele nivel, ei aveau conștiința faptului cine este Mihai Eminescu. El a avut Slavici ca și Eminescu profesor celebr, a urmat diverse cursuri și de drept, și de anatomie, și de psihologie, de drept roman, studii economice serioase, deci aveau bună pregătire în Autatea din Viena, la celelalte universități. Sigur că ei fac împreună sărbătorirea de la Putna. Deci a fost chiar președintele 400 de ani acestei sărbători și a avut un rol la fel de important ca și al Eminescu. Și Slavici devine unul din pilonii Juninii și publică în convorbiri literare foarte multe din povestirile sale, poveștile sale, și publică un roman care este valabil și astăzi între primele noastre romane importante ale literaturii române, sigur, dacă ținem cont și spunem de istoria ieroglifică, în care, din păcate, n-a fost publicată la timp, a lui Cantemir, dar vorbim de Ciocoii vechi și noi, a lui Filimon, și romanul său Mara și novelele sale Moara cu noroc, altele sunt de referință în istoria literaturii române, între novelele cele mai importante după Costache Negruță, iar romanul Mara se înscrie pe linia aceasta ascendentă a evoluției romanului, ferește a romanului românesc. A fost coleg cu Mihai Eminescu la timpul la Municipal București, Titu Maiorescu, la fel ca și pe Eminescu. Titu Maiorescu va fi la un moment dat în judecată după ce vine guvernarea liberală, după ce a conservatoare, tocmai pentru subvențiile pe care le dăduse lui Eminescu și Slavici. Slavici primul are o contribuție deosebită în publicarea documentelor Hormuzache, traduce din ele, din limbile pe care le cunoștea, redactează câteva volume, apar chiar sub îngrijirea sa în acest mare corpus eudoxiu de Hormuzache, documentele hormuzacheștilor, care sunt foarte importante a studiului istoriei României. Oricine vrea să se aplece asupra istoriei naționale trebuie să vadă și acest codex Hormuzache. Este o viață importantă pe care Slavici o are, care trece la cele veșnice, avea în 1925. El trece și prin focul primului război mondial, el se întemeiază revista Tribuna, debutează acolo pe un șir de poeți, sprijinindu-i pe Cojbuc, sprijinindu-l foarte îndeaproape, sprijinindu-l pe Goga, sprijinindu-i pe alți corifei literaturii din Ardea, bucurându-se de debutul lui Blaga și de afirmarea sa. Deci a trăit o viață lungă, a trecut prin toate frământările și dramele și traumele primului război mondial, s-a bucurat de realizarea Marii Uniri și sigur că a murit având recunoștința, de ce să nu spunem, națiunii, pentru imensa sa operă literară, pentru opera sa națională și opera sa patriotică, pentru care a rămas fidel pe parcursul întregii vieți. De așa spun, a avut parte și de calomnii, a avut parte și procese, de procese și chiar de detenții în pușcărie, pe motive de false. Unii și până azi mai acreditează ideea că el ar fi fost, să zic, spion austro-ungar, el care austro-ungarii l-au pus de atâtea ori la pușcărie pentru că promova interesele românești. Dar în afară de Mara, el a mai publicat la începutul secolului încă 6 romane. Din Bătrâni, în 1902, 2 volume, Corbei, apoi Din două lumi, cel din urmă, Armaș, din păcat în păcat, a publicat novele. Prima novelă importantă a lui Popa Tanda apare în convorbiri în 1873, dar alte novele importante, Gura satului, Moara cu noroc, Pădureanca și așa mai departe, sunt și astăzi și în manualele școlare. A publicat 10 de novele, a publicat foarte multe povești, începând cu prima poveste, Zâna Zorilor, și terminând cu Boierul și Păcală, povești cu Păcală, cu Tândală, cu Stan Pățitul și așa mai departe. A publicat și dramaturgie, Bogdan Vodă, în 1876, și s-au jucat pe scenele teatrelor, Gaspar Grațiani, în 1888, și sigur că are o imensă operă publicistică, Ioan Slavici. Este aproape egalul lui Eminescu, fiindcă a publicat și în
convorbiri și în timpul și mai ales în tribuna pe care a condus-o la Cluj, o imensă publicitate referindu-se la cele mai importante evenimente ale unei jumătăți de secol care s-au produs în Transilvania și în spațiul românesc. Are și mai multe cărți de memorii. Memorialistica lui este foarte bună, în special amintirile din 1924 despre Eminescu sunt importante pentru întreaga istorie a literaturii române. Ioan Slavici, un mare scriitor, un mare clasic al literaturii române, o figură uriașă a spiritualității și culturii românești. Dicționar cultural. Domnule Matei, în luna august s-au stins mai multe personalități marcante ale culturii noastre și e vorba și de Dimitrie Cantemir și de Vasile Alexandri și de Dumitru Bolitineanu. Aș fi vrut cel puțin așa în trecere să îi pomenim pentru că au lăsat urme adânci în conștiința noastră, dar și în cultura noastră. Sigur, noi am avut prilejul în cadrul emisiunilor noastre să vorbim despre Dimitrie Cantemir cu prilejul prezentării expoziției în Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir, Homo Universalis, dar astăzi trebuie să menționăm că domnitorul și marele cărturar rămâne unul dintre numele de referință ale culturii românești și europene din toate timpurile, o figură uriașă a literaturii, a istoriografiei și a culturii noastre, autorul unor opere nemuritoare. Să ne amintim la enciclopedist. Enciclopedist, al doilea mare enciclopedist în istoria culturii românești după Spătarul Emilescu, cel care ne-a dat și lucrări de filozofie și lucrări de istoriografie și de literatură. La 1705 el definitiva primul roman din istoria literaturii române, istoria ieroglifică. Este cel care a dat și a scris pentru Academia Berlineză, a cărei membru a fost în 1714 celebrul său studiu Descrierea Moldovei, cunoscut Descripția Moldovei. Este cel care a dat prima mare istorie și descreștere Imperiului Otoman, cunoscută ca istoria Imperiului Otoman și tradusă în încă în veacul al XVIII-lea și în engleză și în franceză, apărută și în germană și care a influențat cultura și istoriografia occidentală, primul mare studiu despre Imperiul Otoman, asupra care s-au aplicat de la Voltaire și după el toți mari cărturari ai Europei. Dimitrie Cantemir, cel care ne-a dat și o istorie moldovlahică, Dimitrie Cantemir, cel care a fost autorul conceptului creierii Academiei Rusești, a creierii universităților din Rusia și a care contribuit a și acolo. Sigur, este marele compozitor al muzicii orientale și în special a celei turcești. Da. Pe șreburile sale el este Mozart al Orientului. Am realizat în anul 2013 și un amplu concert atunci, cu muzica, pe șreburile fiind transcrise de câțiva compozitori ai noștri pe sistem de notație muzicală occidentală, interpretate de orchestre simfonice. Dimitrie Cantemir, o figură cu caracter enciclopedic, într-adevăr, un mare cărturar, un om politic important și o figură din panteonul culturii universale și, desigur, un prelej de mândrie a noastră în contextul și în constelația literaturilor și culturilor lumii. Și Vasile Alexandri, iarăși am avut prelejul să vorbim despre Vasile Alexandri cu prelejul zilei sale de naștere pe care am menționat-o. O figură uriașă, o figură cât un secol XIX, figură care la fel a stat la temelia creierii Teatrului Național, iar dramaturgia sa, toată opera dramatică a sa, are o importanță deosebită în evoluția literaturii române. Fără Alexandri nu ne-l putem imagina pe Caragiale și tot ce a urmat în dramaturgia românească. Alexandri, un poet uriaș, un poet mare, important, un poet care și-a pus lira în slujba națiunii a limbii române, unul dintre întemeietorii Academiei Române. Alexandri, diplomatul unirii principatelor române, important revoluționar de la 1848. Alexandri, fondator al Academiei Române. Valorilor independenței României față de Imperiul Otoman, a scris și cărți de poeme ostașii noștri, chiar în toiul războiului, a fost un poet cu baioneta la umăr și cu pana în mână. Alexandri, cel care a știut să fie generos chiar și atunci când a înțeles că un Eminescu era care un poet nevoie, sau unii care cântă mai bine decât mine. Nu putem să ne imaginăm cultura română în veacul al XIX, dar și ceea ce a urmat fără moștenirea și fără opera acestui
titan al culturii, literaturii și vieții publice românești din secolul al XIX-lea. Domnule Matei, câteva cuvinte și despre Dimitrie Bolitineanu, poet, om politic, diplomat, participant la Revoluția de la 1948 și a iubit țara extraordinar de mult. A avut prelejul acum câțiva ani să trec pe la bolintirii lui Bolitineanu, să văd locul mormântării care monumentul de acolo și desigur că în cazul lui Bolitineanu și atotdeauna trebuie să vorbim despre unul dintre mari și importanții scriitori de secolul XIX al literaturii române, Bolintineanu, care s-a remarcat, sigur, ca poet, ca autor de celebre versuri de dragoste, a făcut un salt, ca să zic așa, mult înainte prin florile Bosforului, prin aceste elemente orientale pe care le aduce în poemele sale de dragoste, Iesne, Iaura, Radie și așa mai departe, chiar denumirile ne sunt foarte multe, dar și prin legendele istorice, în special, pe care le-a creat, care mulți dintre părinții și bunicii noștri le știau pe din afară. Muma lui Ștefan cel Mare, da. Spre exemplu, fata de la Cozia sau Mircea la Bătălie, Mihai, adică Mihai Viteazul, stăpân Sindartul și așa mai departe, erau știute pe din afară și mulți credeau chiar că sunt creații populare. Deci el a avut un rol deosebit în, să zic așa, prezentarea istoriei naționale în poezie, apoi basmele sale deosebite, 10 de basme pe care le-a prelucrat și le-a publicat, culegerile sale de versuri, Macedonele, sunt iarăși cu elemente din acest sud al Dunării, cultura, limba română din această zonă, poezia sa onirică din Reverii și așa mai departe, și celebrul său poem, unul din poemele importante, Conrad, pe care îl publică. Sigur, știm foarte bine că el și-a publicat versurile și-a scris și în franceză, aceste Dorian, care le publica în 1866, menite să prezinte în spațiu francez literatura, legendele istorice ale românilor și Dimitrie Bolintineanu, pe lângă ceea ce se știe despre el ca important poet evocat de Mihai Eminescu în Epigonicu, atâta har, el a mai fost și autor de romane. Între primele romane literaturii române trebuie să menționăm și romanul său Manoil, apărut în 1855, Elena, apărut în 1862 și Doritorii nebuni în 34, trei romane care trebuie văzute în contextul evoluției românului românesc și sunt la fel de importante ca și Ciocoii vechi și noi a colegului său de generație și a prietenului Nicolae Filimon. Dimitrie Bolintineanu, o figură complexă și o figură care a avut un rol important în evoluția de la 1848, în unirea principatelor române, în devenirea literaturii române moderne. Dicționar cultural. Domnule Matei, la 18 august anul 1937 s-a născut Sorin Alexandrescu, critic, istoric și teoretician literar român. Vorbiți-ne despre viața și opera acestui om de cultură. Este un critic și istoric literar foarte important și foarte prețuit, după câte că era nepotul de soră al marelui Mircea Eliade, fiul Corinei Eliade, sora lui Mircea Eliade, era mama lui Sorin Alexandrescu. El își ia licența la Facultatea de Filologie a Universității din București în 1969 și în 1974 pleacă în Olanda, unde a fost profesor la Catedrele de Limbă Română din Occident, la Universitatea din Amsterdam. Eu am avut prilejul să îl cunosc. Sorin Alexandrescu chiar a scris și un articol despre poezia mea, fără ca să ne cunoaștem, înainte de a ne cunoaște. Mi-a cunoscut poezia și m-a prezentat în acea antologie de poezie românească 10 poeți, apărută la Paris, în limbele franceză și engleză, și apoi ne-am cunoscut un cercetător care inițial s-a plecat asupra operei prozaice a unui dintre cei mai importanți scriitori ai secolului 20, William Faulkner, și el a făcut un important studiu de naratologie literară referitor la opera faulkneriană. Apoi, în Olanda, el s-a dedicat studii istoriei ideilor și a semioticii, a ținut cursuri de semiotică, filozofie, estetică la multe universități. A fost unul din membrii foarte activi ai diasporii literare românești, un militant pentru democratizarea României, a publicat numeroase studii și articole despre România în presa olandeză, germană, franceză, engleză,
americană și în 89 a revenit în România, fiind și corespondent a unor importante ziare din Olanda, s-a implicat în procesul important de modernizare și de refacere a Bibliotecii Centrale Universitare, care ars în timpul Revoluției din 1989, a făcut lobby în Occident pentru strângerea de fonduri pentru acest imens proiect, pentru restabilirea statuii regelui Ferdinand, regelui în fața bibliotecii. Sigur că a acceptat și a fost și consilier prezidențial pentru cultură, a revenit definitiv după pensionare în România și a fondat Centrul de Excelență în Studiul Imaginii pe lângă Universitatea din București, împreună cu un șir de alți profesori. A scris studii și critice despre foarte multe aspecte literare, pe lângă Faulkner a scris despre Charles Dickens, felul receptării operei dickensiene în România, a scris un studiu despre logica personajului, reflexii în universul același faulknerian asupra personajului, în perioada în care se spunea s-au dezbătut în noua critică și noua critică și în new criticismul anglosaxon problema prezenței autorului și raportului cu personajele operei, raportul de autor și personajele operei acestora. A scris și un volum foarte interesant despre paradoxul român, apoi despre modernitatea literaturii, despre identitate în ruptură, mentalități românești postbelice și așa mai departe, și a scris și un studiu despre unchiul său, Mircea Eliade, dinspre Portugalia, despre portugheza Mircea Eliade, reflexiile portugheze în opera sa, un scriitor cu operă complexă, eternă să-i fie amintirea, Sorin Alexandrescu, care s-a plecat, spuneam, și asupra literaturii române din Basarabia, publicând mai multe studii. Dicționar cultural. Domnule Matei, și tot la 18 august 1931 se năștea Paul Angel. A fost un dramaturg, publicist, prozator, eseist și romancier român. Prin ce s-a făcut valoros Paul Angel în cultura română? Paul Angel este autorul unui roman fluviu în foarte multe volume, apărute, dacă vorbim temporal, volumul 4 înaintea volumul 1, spre exemplu, și așa mai departe, dar foarte important numit Zăpezele de acum un veac. După care s-au făcut și filmul Războiul de Independență a României. Am văzut mulți seriile acestui film. Ele s-au făcut după romanele lui Paul Angel. S-a documentat foarte serios. E un autor care acum, din păcate, a traversat un con de umbră, fiind învinuit că a fost adeptul procronismului plăcutare. Dar opera sa de prozator, opera sa de publicist, rămâne valabil. Și până astăzi nimeni nu poate spune, spre exemplu, că drama istorică cu care el debuta în dramaturgie în 1968, Săptămâna Patimilor, dedicată lui Ștefan cel Mare, e o piesă care și-a pierdut actualitatea, chiar ar fi bine să fie montată, sau altă piesă a sa dedicată lui Mihai Viteazul, Viteazul, care obținuse premiul Uniunii Scriitorilor. E o dramaturgie care merită să revină în actualitate, la fel ca și proza sa. Pentru că e păcat ca un roman precum Zăpezele de acum un veac, și amintesc aici scrisorile de la Rahova, Tedeum la Grivița, Noaptea Otomană, Fluvile, Ieșire din Iarnă, Noroaiele, toate volumele acestea să fie date uitării. Ca fel este un important novelist al acestei generații, a lui Petre Dimitriu, a lui Marin Preda, a lui Nicolae Breban și altor importanți prozatori, scriitori acestei perioade. Chiar primul său volum, 7 inși într-o căruță, din 61 de nuvele, e unul foarte important. Apoi Victorie de la Woltena, Arpegii la Siret și Arhiva Sentimentală și altele sunt volume foarte importante în contextul prozei românești de după cel de-al doilea război mondial. Sigur că, încă o dată, din păcate, patimile încă nu s-au stins peste tot și sigur că unii și astăzi mai auzi vorbind
așa cu un soi chiar de dispreț despre autori precum Paul Angel, ceea ce nu este just. S-a plecat și a avut o dragoste deosebită și pentru Basarabia. El, împreună cu criticul literar Mihai Ungheanu, sunt cei care au adunat mape întregi de materiale despre tricolor când noi luptam ca să încetățenim tricolorul. Da. Și le-au trimis la Chișinău cu materiale de care s-au servit istoricii care au scris atunci despre tricolor. El este cel care a adunat materiale și despre alfabetul și limba română când noi luptam pentru limbă și alfabet. Știu, l-a cunoscut foarte bine pe Paul Angel. În 1987 a venit și a participat la serata consacrată lui Bogdan Petrecei cu HD-ul, pe care noi am făcut-o la Sala cu Coloane, unde a ținut un splendid discurs despre HD-ul și atunci și mai târziu a trimis numeroase cărți la Chișinău, numeroase volume și studii de istorie importante pentru noi și de care ne-am. Deci el a trimis la Chișinău numeroase volume de istorie, de documente, de care ne-am servit în acea perioadă argumentării drepturilor noastre firești la revendicările pe care le avea mișcarea democratică de eliberare națională din acest spațiu al nostru. Da. Eternă să-i fie amintirea, amintesc că el a fost soțul unei celebre regizoare, Malvina Urșianu, autoarea celebrului film regizarea Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu și a multor altor filme, o distinsă doamnă, și acest cuplu a lăsat o operă, soția, opera cinematografică, da, el, opera de prozator și publicist, care nu pot fi nicicum ignorat și trebuie să fie republicate și să reintre în circuit. Dicționar cultural. Domnule Matei, la 19 august anul 1935 s-a născut Dumitru Radu Popescu. Este un scriitor, prozator, dramaturg, scenarist de film și academician român. Ce ne puteți spune despre viața și opera acestei ilustre personalități, extrem de apreciat, mai ales ca dramaturg? Așa spune critica. Este unul din marii scriitori ai generației anilor 60, Dumitru Radu Popescu, deopotrivă dramaturg și prozator, scenarist de film, dar și autor de volume interesante de versuri, membru titular al Academiei Române, membru în secția noastră de literatură și filologie. Sigur că el a fost și președintele Uniunii Scriitorilor, a fost până la 89 și chiar membru în Comitetul Central al Partidului și Marea Adunare Națională și imediat după Revoluție, fusese și el aruncat în mod artificial într-un cont de umbră, deși ca președintele Uniunii Scriitorilor n-a făcut compromisuri și lucruri vizibile, era un om destul de delicat și un foarte bun diplomat. Este un important romancier în literatura română a secolului 20. Romanele sale s-au făcut paralele cu Italo Calvino, s-au făcut paralele cu alte scriitori. Realismul magic latinoamerican. Cu realismul magic a secolului 20. Ele trebuie citite, în primul rând, volumele sale de proză, de novele și de romane. El debuta în 58 cu un volum Fuga, apoi Fata de la miază zi și multe alte volume de novele și în special romanele sale, Zilele săptămânii, 1959, Vara Oltenilor, 64, F, 1969, Vânătoare Regală, 73 și așa mai departe, până la Păstorul Sașilor, până la Întoarcerea Tatălui Risipitor. Romanele sale după anul 2000 sunt romane importante, fiecare dintre ele în contextul evoluției romanului românesc. Este autor a foarte multor piese de teatru. Debuta în 60 cu piesa Mama și până la Domnul Fluture și Doamna Fluture sau Paradiso în 2006 și ceea ce a urmat după, cu numeroase scenarii de film. De la Un surâs în plină vară în 63, regia Geo Saizescu, marele nostru prieten care a fost de atâtea ori, l-am adus la Chișinău și a fost și laureat a premiilor care le oferea pictorul Iurie Matei și un foarte bun prieten al nostru și al lui Eusebiu Ștefănescu, așa l-am cunoscut. Regizorul Saizescu a mai făcut și un alt film, Păcală, după scenariul lui Dumitru Radu Popescu. Apoi a făcut filme Prea mic pentru un război atât de mare cu Radu Gabrea. Alexandru Tatos a făcut regia la filmul Duies Anastasia Trecea cu scenariul lui Dumitru Radu Popescu. Mircea Danieliu, alt important
talent, regizor, în 80 a realizat filmul Vânătoarea de Vulpi după scenariul același scriitor, și Dan Pizza a făcut Rochia Albă de Dantelă, e tot scenariul lui Dumitru Radu Popescu, 15, regia lui Sergiu Nicolaescu și așa mai departe. A publicat în 1981 și un volum de poeme original și interesant, Pinile de Fosfor. Da. A publicat și un volum de eseuri, Virgule, este literatură. Deci Dumitru Radu Popescu, o personalitate complexă a literaturii române, unul dintre cei mai importanți, dacă premiat, scriitor român în viață, un scriitor care ar merita să fie propus și la Premiul Nobel pentru Literatură, este încă în viață. Ne bucurăm că avem prelușul să-i urăm sănătate la mulți ani. Conduce cu foarte mult har administrativ editura Academiei Române. La mulți ani, maestre, să ne trăim și să vă dea Dumnezeu realizarea, împlinirea tuturor viselor și aspirațiilor dumneavoastră. La mulți ani! Dicționar cultural. Domnule Matei, haideți să încheiem emisiunea cu evocarea sopranei de coloratură Eleonora Ienăchescu, născută la 12 august 1952. O violonistă, o soprană de coloratură, o profesoară de voce română care a profesat la Departamentul de Voce a Universității Naționale de Muzică din București. Este o personalitate care a avut foarte mulți discipuli, printre ei chiar și pe Valentina Naforniță, pe care a promovat-o și care a luat multe premii internaționale în domeniu. E bine să ne amintim de Eleonora Ienăchescu, într-adevăr o celebră soprană contemporană a noastră. A fost prim solist de opere naționale, multe. Care a trăit o viață scurtă, dar cu foarte mult, să zic, rod. În primul rând de ceea ce a interpretat ea și ne-a lăsat moștenire. Ea, făcând studii de vioară la Cluj-Napoca și afirmându-se sub îndrumarea Magdei Ienăchescu și a Eugeniei Moldovanu, apoi a făcut o carieră strălucită cu un debut aparte în Traviata lui Giuseppe Verdi la Opera Română de la București, unde va fi primadona acestei opere o lungă perioadă de timp. A avut roluri dintre cele mai dificile în Rigoletto de Giuseppe Verdi, Don Pasquale, în Lucia de La Mermur de Donizetti și așa mai departe, și pe toate le-a făcut cu har și cu talent. Într-adevăr, a sprijinit-o pe Valentina Naforniță, a avut-o ca ucenică a ei și nu doar ca ucenică, a sprijinit-o atunci când Valentina Naforniță a luat premiul la BBC Cardiff în anul 2011, pentru că Valentina Naforniță, fiindu-i elevă, studiind pentru master de voce cu Eleonora Ienăchescu, ea s-a și pregătit de concurs sub îndrumarea acesteia și, deci, succesul Valentinei s-a datorat în parte și ilustrei ei profesoare. Eleonora Ienăchescu a îmbrățișat și cariera aceasta de profesor, fiind conferențiar, fiind și primă voce la opere conferențial la Universitatea Națională de Muzică, lucru greu, conducând și catedra de canto, deci a primit titlul de doctor în muzică cum laude, o personalitate complexă care, din păcate, a trecut prea devreme la cele veșnice, eternă să-i fie amintirea, și să ascultăm una din ariile interpretate de Eleonora Ienăchescu. Cu mare drag, în amintirea sopranei Eleonora Ienăchescu. Vă mulțumesc, domnule Matei!
Cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga.